Bună dimineața! Nu-i de vreme, e 10, ora obișnuită la care ne întâlnim aici pe canal. Cum a trecut weekendul? Cu bine? Cu bani? Sau mai puțin bani? Cu mai puțin bani? Aștept să-mi ziceți până beau o gură din ceașca de cafea. Bună! Cafea oferită de familia Barbu pe site-ul virtual buymeacoffee.com/nicubendea. Toate bune? Începem? Să trecem la trebuță, cum zice domnul Emil. Domnul Emil din Aiton, coleg cu domnul Vasile din Aiton, care muncesc și fac orice, meseriaș, la trebuță, că treaba mare o fac ăia din Parlament. Măcar să-mi iau jaca roșie ca președintele Iohannis, dacă nu reușesc să am brandul lui, să am bicepsul lui, să am... Domnule, ce isterie! Mă gândeam dacă se făcea vaccinul ăsta în fesă, oare ce se întâmpla? Ce s-a întâmplat cu țara asta că și-a făcut președintele vaccinul la întrebraț și o țară întreagă leșinat? Bă, ce a lucrat e omul ăsta la 60 plus de ani? Da? Se vede că omul se menține. România lucrului bine făcut era pe vremuri. Acum de când ne-am văzut brandul, se poate spune România bicepsului bine făcut. A fost întrebat de jurnaliști. Domnule președinte, cum ați reușit să vă mențineți în forma asta? Pas cu pas. Chiar de 15 ianuarie s-a vaccinat președintele țării. I-a luat fața lui Mihai Eminescu. De obicei, de 15 ianuarie, când îl aniversăm pe poetul național, ce facem? Ne ducem în bibliotecă și căutăm o carte cu poezii de ale lui Eminescu sau intrăm pe internet să-i citim niște versuri. De data asta, după ce și-a făcut, vineri dimineața vaccinul președintele, toată România, de partea masculină, era pe internet. Căutau săli, căutam gantere, căutam chestii pentru menținerea tonusului fizic. N-are burtă. Se vede că a fost profesor bun când preda fizica. A fost profesor bun, nu dădea note din burtă. Ați văzut că alții au dita mai burtă. Aia, da, au de unde să dea note. El dădea note, nu mă, pe cinstit. Profesor de fizică, asta a fost la Bruckenthal în Sibiu. Acum poate fi, după ce iese la pensie, profesor de fizic. Fizica e o materie plăcută, în același timp și grea, care în spate un aparat matematic foarte elaborat. Se vede că președintelui Iohannis, din capitolele de fizică, cel mai mult i-au plăcut cele de lucru mecanic. Pe la optică, pe la cuantică, n-a zăbovit el așa de mult. Ci că face mult sport pentru a fi în formă. Face sport când apucă tenis, soarele și tenisul ne dezvoltă bicepsul, schiază. A zis că weekendul viitor vine aici, la Băișoara, la domeniul Buscat, să tragă câteva ture și golf. Pe principiu că golf mai bine. Golf. Acum nu știu, îți dezvoltă mușchii golful? Că până dai mingea aia, te mai duci încă 200 de metri, până o găsești, nu o găsești, știi, până iarbă. Nu știu dacă zicea că a făcut ceva sporturi de contact, îl credeam, dar mă apuc și eu de golf. Golf 4. Îmi iau și eu golf 4 ca să am biceps, triceps și alte religii. Bravo lui, bravo lui. Dacă ar fi făcut, cum ziceam mai adineori, vaccinul într-o parte mai posterioară și mai moale, vă dați seama că asistentele, care vor fi remunerate cu 50 de lei pentru injecție, am înțeles, ziceau ca doamnele de la APACA, lui Petre Roman, nu vrem bani, nu vrem valută, vrem Iohannis să ne ajute. Să ne ajute să trecem cu bine. Campanie în plină desfășurare, totuși mulți români s-au înscris pe platforma asta. Platforma... Și eu am platformă. Am platformă pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Acolo puteți dona cu lejeritate o cafea, pentru care eu vă voi mulțumi aici. Normal că, fiind azi luni, Blue Monday, cea mai deprimată zi, deprimantă zi din an, mai bem o cafea ca să uităm. Nu știu de ce au ales cercetătorii drept a treia zi de luni din luna ianuarie să o decreteze cea mai deprimantă zi. La mine cam tătesc la fel. Așa sunt zilele mele. Toate sunt cam deprimățele. Da, platforma aia de să te înscrii la vaccin. Multă lume s-a înscris, s-a și blocat de câteva sute de mii de ori. Și Vlad Voiculescu, ministrul sănătății, a recunoscut, domnule, zice, avem într-adevăr probleme, am primit mesaje, SMS-uri, nu-i cea mai bună variantă pe care am ales-o, dar știți, STS-ul, nu normal că STS-ul nu are vreme să facă o platformă bună pentru înscriere la vaccinare, că
mai participă și la ascultarea telefoanelor și alte chestii, deci ei au mai multe fire, ca să zic așa. Dar totuși, pentru un ministru al sănătății să recunoască, e un lucru. Totuși, tinerelul ăsta, cum o fi el, măcar spune lucrurilor pe nume. Dom'le, atâta s-a putut. Am avut probleme la platformă. Că nu știau că trebuie să fac o platformă de asta cu câteva luni înainte, dar mă rog, am avut probleme la platformă. Probleme sunt și în coaliție. A ieșit domnul Rareș Bogdan. De mult nu mai văzusem pe tinerelul europarlamentar zicând câte ceva, dar aseară a răbufnit în direct la televizor, a răbufnit, domnule. A spus, nu se mai poate așa, PNL-ul e un butoi de pulbere. Ludovic Orban zice, eu știam că e numai un butoi. De-a zice, după ce mă fac pulbere, problema e a coaliției. Nu-l mai suportă nimeni în PNL pe Ludovic Orban. Acum cât e el de simpatic cu mandolina lui, cu chitara lui, cu discursul lui așa de chelner de local, nu-l mai suportă lumea pe Ludovic Orban, trebuie schimbare la vârful PNL-ului. Rareș Bogdan chiar a zis, Ludovic Orban se ține lupul alfa. Ma, vedeți, e un trend așa. Eu că am crescut testosteronul de când am văzut antebrațul președintelui, da? Lupul alfa, masculul alfa, când de fapt nu-i chiar așa domnul Ludovic Orban. Și se cere un congres la care să-l cam mazilească, să-l cam demită. Tot Rareș Bogdan a zis, zice, i s-a umflat capul lui Ludovic Orban. O fi greșit vopseaua cu care s-a vopsit pe păr și pare mai umflat la cap. Vedeți, PSD-ul trebuie să stea numai pe margine. Să fluiere, să mănânce popcorn, vorba lui Ponta, că ăștia în coaliție să luptă ca orbeți. Eu nu înțeleg asta, mă, dacă ai tras tare, să ajungi la putere. Păi fă ceva, dacă tot ai majoritate, ai guvern, ai coaliție, da? Ei nu-și pot împărți scaunele. Asta e problema, că nu-și pot împărți scaunele. Păi să apeleze la Denis Rifai. Sau cum zice soacră mea, Denis Rifoi. Aui O și Iui lung, Rifoi. Pe asta din 40 de întrebări te rezolvă. Știți că s-a mutat la Canal D. Canal D, domnule, o progresa foarte mult. La început se zice că ce rahat turcesc o să fac. Ei, uite-te că acum toată lumea se uită la Canal D ca la o baclava de succes, să zic așa. Deci, domnișoara Denis Rifai are mâine invitat, mâine marți, pe domnul Borcea. De vreo câteva zile tot filmează la emisiune, pentru că după a treia sau a patra întrebare, Denis trebuie să-și schimbe hainele, că toate să înțelegeți, da? Și că la a 10-a întrebare avea grețuri. Pe când termină de adresat ultima întrebare lui Borcea, micuțul mișcă. Că Borcea nu iartă, domnule. Borcea, no, pe Borcea trebuia să-l văd la Survivor în Republica Dominicană. Survivor România, tot producția Canal D. Supraviețuia el acolo, în Dominicană. Dar câte concurente i-ar fi supraviețuit? Nu știu. Plecau 11, veneau 24. Asta este. Condiții bune acolo. Deși la televizor se vede că e ca un loc de antrenament pentru forțele speciale, ci că pentru a participa la show-ul ăsta, celebru Jador, acum, celebru, dacă au apărut la televizor, toți care apar la televizor sunt celebri. Celebru Jador, pentru o săptămână de participare la show-ul ăsta, primește 4.500 de euro pe săptămână. 4.500, stă o lună, 18.000 de euro. O și zice Jador, zice, vă 2-3 ani aș vrea să stau tot la show-ul ăsta, Survivor, zice, și la seria următoare. Eu rămân aici, acolo, sub copac, și voi veniți cu alți concurenți. 4.500 de euro pe săptămână, săracul Bitman. Cam cât a câștigat el la un revelion la TVR, săracul Bitman, așa zi zice, pe mine nu mă ia nimeni, că nu trebuie să cânt, numai să fiu și eu pe acolo la împins de roz de lemn, la... Da, unora le merge bine, chiar dacă nu mai au cântări, concerte, botezuri, nunți, fac bani în Republica Dominicană. Dar noi rămânem în Republica Bananieră, România, aici, în România, bicepsului bine făcut. Să începem săptămâna asta cum putem, dar să o încheiem în forță. Vă mulțumesc frumos pentru urmările, mulțumesc de abonare. Clopoțelul sună și intrați aici pe canal. Vă rog și un share la acest video, să afle de noi cât mai multă lume. Bineînțeles, vă aștept la secțiunea de comentarii să dezbatem și restul problemelor acolo, că nu le pot face pe toate, că dacă voi n-ați fi, n-aș face nimic în domeniul online, virtual și așa mai departe. Mâine la 10 ne vedem. O ediție mai bună, că ăsta e țelul nostru.
din ce în ce să avansăm și să progresăm. Vă salut!